Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. În această seară, în ciclul de predici, intitulat Întrebările Bibliei, am ajuns la întrebarea numărul 15. Pe ce drum să mergem? Și am ales această întrebare deoarece începutul unui nou an este momentul cel mai potrivit să hotărâm pe ce drum vrem să mergem. Este atât de important drumul pe care merge un om, încât hotărăște care îi va fi destinația finală. Din punct de vedere spiritual, sunt drumuri care duc la Dumnezeu și drumuri care duc în direcția opusă. În această seară, intenția mea este să privesc spre poporul Domnului care așteaptă hrană de la stăpân, care așteaptă cuvânt de călăuzire și de mângâiere, și să vă spun din partea Domnului și din Scriptură următorul lucru. Dacă anul acesta căutați un drum sănătos pe care să mergeți, dacă anul acesta vreți să vă puneți inima pentru Domnul, dacă anul acesta vreți să vă dedicați Domnului mai mult, învățând din experiențele triste ale anilor trecuți, învățând din regretul pe care l-ați încercat la sfârșitul anului trecut, deși v-ați propus să faceți multe lucruri în el, poate din anumite motive n-ați reușit, dar bucuroși de oportunitatea să începeți un nou an, anul 2008, aveți pe inimă să vă dedicați Domnului și vă întrebați: Doamne, pe ce drum să o apuc în anul acesta ca să te bucuri de mine? Și pe lângă lucrurile omenești, materiale, pe care încerc să le fac și să aduc bunăstare în familia mea, să fim fericiți pe pământ, sub binecuvântarea Ta în această țară. Doamne, nu vreau să mă pierd în lucrurile acestea, deși vreau să le fac, dar nu vreau să mă pierd și nici să le pun pe primul loc. Vreau pe primul loc să Te pun pe Tine și căutarea de Tine, apropierea de Tine. Dar, Doamne, descoperă-mi pe ce drum să merg eu în anul acesta. Și dacă aceasta ți este căutarea, dacă aceasta ți este starea inimii la acest început de an, atunci aș vrea să privim împreună în cuvântul Domnului și să-ți deschizi inima și să înțelegi următorul lucru. Sunt drumuri care te duc la Dumnezeu și drumuri care te duc în direcția opusă. Și atât de important e drumul pe care mergi, încât el hotărăște unde ajungi. El hotărăște destinația finală. De aceea vreau să spun în primul rând un drum pe care nu trebuie neapărat să mergi, pe care trebuie să nu mergi deloc, niciodată și în nicio împrejurare. Și desigur că anticipezi, adică știi mai dinainte ce vreau să spun. Acesta este drumul păcatului. Pe drumul păcatului merg cei mai mulți oameni. Pe drumul păcatului am mers și noi, înainte să vină peste noi cunoștința de Dumnezeu și credința în Dumnezeu. Pentru că lucram în necredință, din neștiință. Și atunci, în starea aceea, păcatul era un mod de viață normal. Dar a venit peste noi cunoștința de voia lui Dumnezeu, din cuvânt, din Scripturi. Și această cunoștință de Dumnezeu a produs în noi credință față de Dumnezeu. Și credința aceasta ne-a condus la pocăință, la nașterea din nou și la un proces de sfințire care a început cu declarația Domnului Iisus în calitate de Mântuitor că suntem sfințiți în numele Lui, dar care se continuă în fiecare zi cu un proces de sfințire personală prin modul nostru de viață urmându-L pe Domnul prin dificultățile vieții acesteia umane. Drumul păcatului este primul drum pe care primii oameni l-au făcut părăsind Edenul, atunci când au intrat în conflict cu Creatorul lor datorită păcatului și când Dumnezeu i-a expulzat, i-a dat afară din grădină. Acela a fost primul drum. Întotdeauna
pe drumul păcatului, Dumnezeu te scoate din prezența Lui. Dumnezeu te dă afară din starea de binecuvântare. Ce fericit era Adam și soția lui în grădină. Venea Dumnezeu în răcoarea dimineții și se întâlnea cu ei. Și inima lor primea întăritură și primea mângâiere și primea înțelepciune și har. Și pentru că și-au permis păcatul, Dumnezeu i-a dat afară. Cât de amare sunt consecințele păcatului. Dacă anul acesta diavolul va veni cu ispita și căzând la examenul ispitei vei ajunge în păcat, să știi că Dumnezeu se va îndepărta de păcătos. Și dacă păcatul acesta va fi accidental doar, adică un moment de neveghere din care te vei trezi și te vei speria și te vei pocăi și te vei îndepărta de păcat și te vei întoarce la Domnul și acolo îl vei lăsa totul, atunci Dumnezeu îți oferă a doua șansă. Dar dacă vei cădea în păcat și dacă vei rămâne în păcat și dacă vei trăi în păcat și dacă nu vei mai ieși de acolo, ascultă-mă, Dumnezeu te va da afară din toată binecuvântarea în care ai fost vreodată. Proroc să fii, păstor să fii, patriarh să fii, Dumnezeu te va da afară de acolo. Pentru că după cum nu morți îl laudă pe Domnul, ci vii, tot la fel nu trecutul nostru îl laudă pe Domnul, ci alături de trecut și prezentul nostru. Pentru că ceea ce confirmă un trecut glorios este un prezent glorios. Ceea ce confirmă un trecut glorios este un prezent glorios. Și ceea ce confirmă și dă speranță unui prezent glorios este un viitor glorios. Drumul păcatului nu se sfârșește niciodată în binecuvântare. Astfel a izgonit el pe Adram și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească ce? Să păzească drumul, să nu se mai întoarcă înapoi. Nefericiți oameni! Domnul a știut că în inima lor vor tânji după binecuvântarea pierdută și vor vrea să se întoarcă. Dar a fost o vreme de pedeapsă și n-au putut să se mai întoarcă. Și rostește Dumnezeu pedeapsa și rostește Dumnezeu perspectiva speranței în versetul 15 din capitolul 3, când spune că fiul femeii care va veni și din fecioară a venit Iisus Hristos la împlinirea vremii. Ei bine, îngerul Domnului a spus, pentru ce ți-ai bătut măgărița de 3 ori? E vorba despre Balaam. Iată, eu am ieșit ca să stau împotrivă, pentru că drumul pe care mergi e un drum care duce la moarte, la pierzare. Numeri, capitolul 22, versetul 32. Drumul pe care mergi duce la pierzare, oprește-te. Am pus în instinctul acestui măgar, animalul pe care călătorești, mijlocul de transport al vremii acelea, am pus în el instinctul să se oprească. Dar tu l-ai bătut, ai crezut că e încăpățânat. N-ai știut că e un semn de la mine ca să te avertizez. Și am fost nevoit din dragoste pentru tine, după ce am trimis măgarul să te oprească și n-ai acceptat, l-am trimis pe îngerul Domnului în fața ta ca să înțelegi că te duci la moarte. Și trebuie să te oprești. Trebuie să te oprești. Drumul păcatului duce la moarte și Dumnezeu nu iubește moartea păcătosului. Cel mai păcătos om din acest sanctuar sau online care ascultă în această seară este iubit de Domnul. Dumnezeu urăște păcatul, dar îl iubește pe păcătos și dorința sfântă a Domnului este să-l recupereze. De aceea îi dă păcătosului descoperire din Scriptură să se pocăiască crezând în Mântuitorul Iisus Hristos. Și dacă se pocăiește și se îndepărtează de păcat, Dumnezeu îl iartă și îl duce în cer. Binecuvântat să fie Domnul! Există un drum al materialismului. Spune cuvântul Domnului în Iuda 11, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam pentru dorința de câștig. Există un drum al violenței. Picioarele lor aleargă spre rău, se grăbesc să verse sânge nevinovat. Gândurile lor sunt nelegiuite, prăpădul și nimicirea sunt pe drumul lor. Există un drum al invidiei. Cain și-a omorât fratele din invidie. Core, Datam și Abiram,
din invidie au inițiat o răscoală, o partidă în mijlocul poporului și au stricat pacea și o grămadă din popor a fost înghițiți de vii, de pământul care s-a despicat în fața lor, ca un rechin care își deschide gura să primească hrana nelegiuirii. Aceste lucruri nu sunt de la Domnul și nu conduc poporul Domnului înspre binecuvântare. Materialismul nu înseamnă bani, ci iubirea de bani. Și iubirea de bani este una dintre cele mai abile metode ale diavolului în vremea noastră, alături de invidie, alături de violență, violența nu neapărat fizică, ci violență verbală, violență în intenție. Trăim o vreme de violență. Oamenii sunt competitivi, invidioși, răutăcioși, dușmănoși, urâtori, răzbunători. Acesta e drumul morții. Să nu mergi pe el omul lui Dumnezeu. Diavolul va veni cu justificări bune ca să te pună pe drumul acesta. Să nu mergi pe el. Sau drumul păcatului generalizat, la modul general, spunea Isaia în capitolul 53, versetul 6, noi rătăceam ca niște oi, fiecare pe drumul lui. Ce înseamnă asta? Păcat specific pentru fiecare. Fiecare rătăceam păcatul lui specific, în păcatul lui care îi se potrivește, pe care îl face în mod specific. Unul cu unul, unul cu altul, unul cu celălalt și tot așa, fiecare cu păcatele specifice. Acesta este drumul morții. Să te ferești ca de foc. Spunea Domnul Iisus, mai bine ochiul, mâna, piciorul, inima din piept, smulge-le, scoate-le de la tine decât să mergi în foc. Ferește-te să nu mergi pe drumul păcatului. Dacă ai avut experiențe dureroase, dacă ai văzut la alții experiențe dureroase, învață, omule, învață și folosește acest an nou ca pe o binecuvântare din partea Domnului și nu mai merge pe drumul păcatului. Oprește-te, oprește-te. Nu există justificare să mergi pe drumul păcatului. Nu există scuză, nu există înțelegere din partea Domnului când mergi pe drumul păcatului. Păcatul aduce moartea, indiferent de scuza pe care o aduci. Cain n-a avut nicio scuză când și-a ucis fratele. Nu l-a suportat că a adus o jertfă mai bună decât el. Drumul al doilea, care este un drum de dorit, este drumul pocăinței. Drumul pocăinței este un drum. După cum viața poate fi comparată cu un drum, relația spirituală cu Dumnezeu prin pocăință și credință poate fi comparată cu un drum. Pentru că omul merge în dimensiunea aceasta a trăirii în prezența lui Dumnezeu și a trăirii cu Dumnezeu. Acesta este drumul pocăinței. Pocăința este reacția omului la chemarea lui Dumnezeu. Este experiența personală care schimbă condiția omului din păcătos în sfânt. Același om. Unul dintre cei mai religioși evrei, care fiind însoțit de un pluton de soldați, cu o misiune de interes național, cu un ordin judecătoresc în buzunar, mergea în capitala Siriei să stârpească, adică să distrugă, să elimine creștinismul proaspăt apărut pe scena istoriei, are o experiență cu Dumnezeu care îi schimbă viața. Era un om absolvent al licențiat în teologie. Era un om superdotat în generația lui și era un om popular. Și omul acesta are o experiență care îi schimbă viața. Și experiența aceasta este experiența pocăinței. Și Domnul Iisus Hristos iese în fața lui în mod personal, îi vorbește și omul acesta are posibilitatea la întrebarea ce vrei, Doamne, Domnul îi spune, ridică-te, intră în cetate și am să spun ce trebuie să faci. A avut posibilitatea să se ridice și să nu intre în cetate sau să se ridice și să intre în cetate. Și el a avut de ales și a ales. Și pentru el mesajul Domnului găsește răspuns și aplicație practică în viața lui și omul acesta se pocăiește. Omule, oricine ai fi, intelectual sau un om care îți câștigi pâinea muncind cu mâna,
Indiferent dacă ești o persoană cunoscută, celebră sau ești un anonim, un singur în țara aceasta, dacă nu te pocăiești, singura perspectivă pe care o ai este să mergi în iad. Dacă nu te pocăiești, singura perspectivă pe care o ai este să mergi în iad. Tot binele care îl faci nu este suficient să-ți ierte păcatele. Toată osteneala pe care o depui nu este suficientă să-ți ierte păcatele. Singurul lucru care îți schimbă condiția în fața lui Dumnezeu este pocăința. Și pocăința aceasta se verifică cu viața. Dacă viața nu se schimbă, pocăința este o iluzie. Pocăința întotdeauna este verificată de viața omului care s-a pocăit. Pentru că pocăința este lucru care schimbă cel mai mult un om. Nici frica, nici dragostea, nimic nu schimbă mai mult un om, un muritor, decât pocăința adevărată. Așa de tare îl schimbă, de nu-l mai recunoști. Te uiți la el și a mai rămas doar ambalajul, dar și ăla are așa o tentă de bucurie și de pace și de seninătate. Dar conținutul este absolutamente schimbat. Este absolut schimbat. Aceasta este pocăința. Și o astfel de pocăință a experimentat Pavel, fostul Saul, pe drumul Damascului. Acesta este drumul pocăinței. Nu întotdeauna auzirea mesajului din Biblie care aduce pocăință, produce pocăință. Pavel spunea în Romani, în capitolul 10, versetul 17, următoarele cuvinte. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, omul care intră în posesia Bibliei, auzită sau citită, în inima lui se produce o schimbare, se produce pocăința, dar nu în mod automat. Omul are libertatea, are dreptul să spună da sau nu inimii lui. Priviți, vă rog, pocăința. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fapte 2 cu 37. Același om predică, Petru, același lucru face, predică. Numai că sunt alții ascultători. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit cum să-l omoare. Predicatorul e același, Petru. Predica e aceeași, pocăiți-vă. Ascultătorii sunt diferiți. Și pentru că ascultătorii sunt diferiți, reacția este diferită. Nu predicatorul hotărăște reacția. Nici predica nu hotărăște reacția. Reacția o hotărăște ascultătorul. Dragul meu, stai pe bancă și hotărăști ce faci cu cuvintele care le asculți. Poți să te legi de predicator, poți să te legi de predică, dar lucrul acesta te va conduce la o reacție. Și reacția aceasta nu este străpuns în inimă, adică pocăință, ci este enervat în inimă, sâcâit în inimă, adică resentimente, ură și așa mai departe. Același cuvânt al Domnului, același predicator, aceeași predică, pe unul conduce la pocăință și pe altul enervează de nu poate să suporte. Așa a fost, așa este și așa va rămâne până la sfârșitul veacurilor. De aceea, omule, nu te lega de lucrurile acestea, ci uite-te la inima ta, gândește-te la ce vrea Dumnezeu de la tine și înțelege că absența pocăinței nu poate fi înlocuită cu scuze niciodată. Pocăința este un lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi ca o reacție a Evangheliei pe care o transmite către inima noastră. Experiența eliberării sclavilor evrei din Egipt este un simbol al ieșirii oamenilor din sclavia păcatului. Aduceți-vă aminte, când evreii au primit de la Dumnezeu în calitate de sclavi mesajul să iasă din Egipt prin Moise, un bărbat pe care Dumnezeu l-a pregătit mai înainte în două etape de câte 40 de ani și mai apoi în a treia etapă de 40 de ani până la 120, folosește efectiv ieșirea. Și el merge la Faraon, care era regele Egiptului și care îl simbolizează pe diavolul, regele păcatului și al oamenilor păcătoși. Și oamenii aceștia, sub autoritatea lui Moise, liderul pus de Dumnezeu, spun: dă-ne voie să ieșim și să ne închinăm Domnului. Știți ce spune Faraon? Uitați-vă în capitolul 5. În capitolul 5, versetele de la 7 la 9, el spune: dați-le mult de lucru acestor oameni,
ca să nu mai aibă timp liber să se gândească la religie, la cer, la mântuire, la viață veșnică, la Dumnezeu și așa mai departe. Țineți-i ocupați într-un stres în care nu mai au timp să se gândească la suflet, ci doar la trup. Să nu se mai gândească la cer, ci doar la pământ. Să nu se mai gândească la viața veșnică, ci doar la viața aceasta. Aceasta a fost metoda diavolului atunci și aceasta este metoda diavolului și acum. Foarte mulți oameni spun, dacă aș avea timp, aș veni la biserică. Vrei să-ți facă Dumnezeu timp? Să nu spui da. Mie mi-a făcut odată cu vreo 20 ceva de ani în urmă. Am stat 3 săptămâni întins pe pat la spital. 3 săptămâni. Singurul lucru care aveam voie să-l fac era să mă dau puțin jos din pat și să mă urc la loc. 3 săptămâni. A fost o experiență destul de neplăcută, o experiență dureroasă. Să nu-ți facă Dumnezeu timp, că o să te doară atât de tare încât nu o să uiți o viață întreagă. Fă-ți timp singur să vii la adunare. Fă-ți timp singur să citești Scriptura. Fă-ți timp singur să te rogi. Fă-ți timp pentru că Dumnezeu ți-a dat și timpul, ți-a dat și instrumentul să organizezi timpul. Folosește-ți instrumentul și organizează baza aceasta de 24 de ore care ți-a fost dată. Folosește-l pentru suflet, folosește-l pentru stăpân, folosește-l, omule, că n-ai decât de câștigat. Și sunt multe bariere pe care faraon a încercat să le pună. Aduceți-vă aminte, prima dintre ele era: nu le dați timp. A doua: pocăiți-vă, dar rămâneți în aceeași religie. Păi cum poți să te pocăiești și să rămâi la fel ca înainte? Pocăința te schimbă. Sau a treia sugeție: pocăiți-vă, dar nu vă schimbați viața cu nimic, nu vă depărtați de Cairo, nu vă depărtați de Egipt. Sau următoarea metodă: pocăiți-vă, dar familiile voastre nu le atrageți la adunare, dimpotrivă, dacă vor să meargă, spune-le: nu, tu nu ai voie, rămâi acasă. Sau pocăiți-vă, dar nu contribuiți la lucrarea Domnului. Cu alte cuvinte, mergeți și închinați-vă, după cum spunea faraon, dar nu luați cu voi nici portofelul, nici oile, nici boii. Pe astea lăsați-le aici ca să faci o piramidă. Ce ușor este să te pocăiești când nu te schimbi, ce ușor este să te pocăiești atunci când rămâi la fel, ce ușor este să te pocăiești atunci când nu ți-ai familia cu tine, ce ușor este să te pocăiești atunci când nu contribui la lucrarea lui Dumnezeu. Ce pocăință e asta? Asta nu e pocăință, asta e orice altceva. Drumul pocăinței în anul acesta trebuie să devină un imperativ, o poruncă, o țintă clară și puternică. Și dacă vor veni în anul 2008 anumite influențe, anumite piedici, bariere, anumite presiuni create de circumstanțe sau de oameni care vor încerca să te abată de la această țintă finală, pocăința, te rog frumos să te ții tare și să-ți aduci aminte: rugați-vă să nu cădeți în ispită. Când te vei abate de la ținta pocăinței, de la drumul pocăinței, atunci ispita te va birui. Roagă-te tot timpul să rămâi pe țintă, să rămâi să rămâi focalizat, să rămâi pe drumul acesta, pentru că drumul acesta are o destinație. Dacă schimbi drumul, se schimbă și destinația. Nu poți să te duci spre Detroit mergând spre Seattle. Pentru că sunt orașe absolut diferite din punct de vedere al lui Chicago. Unul este în est și altul este în vest. Cum poți în aceeași direcție, mergând, să ajungi oriunde? În anul acesta, mergi pe drumul pocăinței și apoi fă ce vrei. În anul acesta, mergi pe drumul pocăinței și apoi fă ce vrei. Și te asigur că dacă mergi pe drumul pocăinței, nu o să faci decât ce trebuie. Al treilea drum pe care îl întâlnim în Scripturi sunt multe. Este drumul întristării. De întristare fugim cu toții, însă de ea ne împiedicăm cu toții. Pentru că întristarea este o experiență necesară în procesul vieții și mai ales în procesul vieții spirituale. Dacă ne uităm în Scriptură, David este unul dintre cei mai puternici împărați, pentru că este unul dintre cei mai presați împărați în teascul încercării lui Dumnezeu. Citiți toți psalmii scriși de David și veți constata că nu vorbește decât de lacrimi, de fugă, de dușmani, de peșteră, de frică. Numai de asta vorbește. E un împărat care a trăit
tot timpul cu frica în sân, fugărit, vorbit de rău. Tot timpul a fost speriat, de proprii lui general era speriat. Oamenii ăștia erau niște bărbați puternici, răzbunători. Niște oameni care tot timpul scoteau sabia și își făceau dreptate cu ea. Și el mereu le spunea, ce am eu a face cu voi, fiii țăruiei, fiți calmi, liniștiți-vă, liniștiți-vă. Tot timpul acest împărat, în scrierile lui din psalmi, transpiră teama lui, transpiră nevoia lui de Dumnezeu. Omul acesta a fost peste fire de încercat și de întristat. A fost atât de întristat încât a trebuit să fugă de propriul copil. Scriptura ne spune, tot ținutul plângea și scotea țipete mari la trecerea întregului popor. Împăratul a trecut apoi și el pârâul Chedron și tot poporul a apucat pe drumul care duce spre pustie. De ce? Pentru că propriul copil s-a ridicat împotriva lui. Ce pretenție mai ai la un străin dacă se ridică împotriva ta? Când la David, cel de lângă el i s-a ridicat împotriva. Ce pretenție mai ai? De ce te șochează? De ce te sperii? De ce te miri? Crezi că drumul pe care a trecut David nu este un drum pe care și dumneata vei trece? Orice ai face în lumea aceasta, nu o să poți evita suferința. Și după ce vei ieși din ea, îi vei mulțumi lui Dumnezeu. Pentru că nimic nu corectează mai bine viața unui om, nimic nu ridică mai mult un om, nimic nu binecuvintează mai mult un om decât amara suferință și întristarea. E un mesaj foarte ciudat, dar ciudățenia aceasta e de-a dreptul adevărată. Dar nu numai cu propriul fiu a avut probleme. Scriptura ne spune că a fost batjocorit de propriul slujitor. David și oamenii lui și-au văzut de drum. Și mei mergea pe coasta muntelui în dreptul lui David și mergând blestema, arunca cu pietre împotriva lui și vântura praf. Și zicea, du-te, 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 du-te. Și îl blestema și îi vorbea urât. Și vitejii au vrut să ia gâtul. Și David a spus, opriți-vă, dacă Dumnezeu vrea să mă smerească, lăsați-l pe Dumnezeu să mă smerească. Dacă Dumnezeu îmi pregătește un curs pe care să-l iau, lăsați-mă să-l iau. Dacă Dumnezeu mă pune în fața unui examen, lăsați-mă să-l trec. David a fost un mare bărbat, pentru că modul lui de viață a fost plin de suferință și de încercări. Sigur că suferința și încercarea te poate face și să renunți la Dumnezeu, dar dacă reușești să nu renunți la Dumnezeu, din încercare și de suferință ieși mai alb decât zăpada. Eu nu vreau să încurajez suferința, că nici nu-i nevoie, își are ea rostul ei și ea vine și ne ajunge din urmă la momentul potrivit. Ucenicii Domnului Iisus se întorc dezamăgiți, întristați, suferind, pentru că cel alături de care i-au stat 3 ani și jumătate sperând că vor face treabă, a murit, a fost îngropat și acum se întorceau în orașul lor, în sătucul lor, pentru că tot visul lor s-a ruinat. Nu ți s-a întâmplat să spui speranța într-un vis? N-ai avut o sumă de bani și ai pus-o undeva? N-ai avut o fată cu care ai vrut să te căsătorești și s-a dus? Sau un băiat? N-ai avut un serviciu promis și s-a risipit promisiunea? N-ai avut o făgăduință a cuiva și când colo s-a ales nimic de asta? Nu? Nu te-ai agățat vreodată în viață de vorba unui om, de promisiunea unui prieten? Și când colo ai căzut și te-ai făcut de baz, adică de rușine? Nu ți s-a întâmplat asta niciodată? Înseamnă că ești tânăr și ți se va întâmpla. Observați că pe drumul acesta al întristării însă există soluție, există mângâiere. Pentru că niciodată Dumnezeu nu îngăduie o suferință fără sfârșit și fără limită și fără scop în viața unuia dintre copiii săi. Niciodată. Ci suferința este maniera în care Dumnezeu ridică la nivelul excelenței pe cei care până atunci au trăit în mediocritate spirituală. Dumnezeu, dacă anul acesta te va trece prin suferință, te va trece prin încercări, să nu te pierzi cu firea, să nu cârtești înaintea Domnului și să nu spui unde ești, Doamne, știți unde este, unde stă din veșnicie pe tron. Însă dacă te trece prin suferință, să spui următoarea întrebare, Doamne, ce vrei să învăț de aici? Te rog, dă-mi putere să nu mă clatin, să nu cârtesc, să nu privesc firește situația prin care trec, ci duhovnicește. Dă-mi putere să privesc la tine, Doamne, și să înțeleg că situația prin care trec, tu ai fi putut să o eviți ușor,
Dar tu ai îngăduit-o, dacă nu cumva din cauza unei decizii necugetate ajunge acolo. Pentru că există posibilitatea și ca sfârșit al unui mod de viață greșit să ajungi în suferință. Nu toată suferința este inițiativa lui Dumnezeu. Toată e îngăduită de Dumnezeu, dar nu toată e inițiativa lui Dumnezeu. Multă e inițiată și de deciziile noastre greșite, de dorințele noastre greșite, de modul nostru de viață greșit. Dar și atunci Dumnezeu le folosește spre binele nostru, dacă îl iubim pe Domnul. Dacă anul acesta vei trece prin suferință, te rog, pregătește-te acum la începutul lui ianuarie, pregătește-te să nu cârtești, să nu vorbești împotriva lui Dumnezeu, să n-arunci cu țărână înspre cer, să nu crezi că te-a părăsit Dumnezeu, decât numai dacă nu cumva trăiești în păcat și ești lepădat. Dar dacă ești un om care îl urmezi pe Domnul și îl iubești pe Domnul, să nu crezi că te-a părăsit Dumnezeu. Să rămâi liniștit că va veni într-o zi, va veni o zi când Dumnezeu sună clopoțelul și atunci te scoate la loc larg. Indiferent că e vorba de suferință trupească, sufletească, familială sau de altă natură, nimeni până acum n-a pierdut timp în care Dumnezeu a fost partener, nu adversar. Nimeni! Atâta timp cât Dumnezeu ți este partener, nu adversar, nu o să pierzi niciodată, indiferent ce culoare are ziua de azi, indiferent ce culoare are ziua de mâine după probabilitatea meteorologică, indiferent. Nu merge prin vedere, vederea aceasta te sperie și te coboară în locuința morților. Mergi prin credință, pune problema duhovnicește, nu firește. Nu fii un om firesc, pierzi. Viața aceasta e scurtă, dar în Duhul ea e veșnică. Mergi prin Duhul, gândește duhovnicește și spune: Doamne, ce vrei să înțeleg din această încercare? Doamne, ce vrei să fac? Ține-mă tare, Doamne! După cum Tu n-ai cedat, paharul era mare și plin și amar, dar ai spus să se facă voia Ta, dă-mi și mie putere să spun: Tată, să se facă voia Ta, să se facă voia Ta. Dacă vrei să te verifici, te rog frumos, fă o aplicație practică chiar acum. Spune în mintea dumitale această rugăciune acum. Spune în mintea dumitale după mine. Dacă nu vrei să spui mai întâi, ascultă-mă ce mă rog. Tată, anul acesta dacă vei îngădui o suferință peste mine, mai întâi îți mulțumesc și mai apoi îți cer puterea și mila ca să nu cad, ci să rămân în picioare și să învăț lecția. Poți să te rogi așa? Îmi vei spune: ești penibil. Atunci când va veni suferința la ușa sufletului tău sau a casei tale, o să-ți aduci aminte de predica din seara asta. Pentru că spre cer se merge prin multe necazuri. Spre cer se trece prin valea umbrei morții de multe ori. Când într-un fel, când în altul. Omule, nu visa la un 2008 în care Dumnezeu să nu aibă voie să vină și să corecteze un anumit lucru din viața dumitale. Nu pune problema așa, greșești. Lasă-L pe Dumnezeu să-și facă treaba, că nu greșește niciodată. El este singurul absolut, ideal, perfect. El ce face, face bine. Și la timpul potrivit și intensitatea potrivită, toate sunt potrivite în mâna Domnului. Binecuvântat să fie Domnul. Pregătește-ți mintea, dacă va veni suferința, mulțumește-i Domnului pentru ea și cere-i putere ca să nu cârtești și să treci prin ea învățându-ți lecția. Al patrulea drum de care vreau să vorbesc repede, și probabil penultimul, măcar că-s multe în Scriptură, este drumul călăuzirii. Diferența între omul care vede și omul care este orb este capacitatea simțului, văzului, de a-l călăuzi pe omul care vede. Și absența capacității simțului, văzului, pe care nu are omul orb și nu vede pe unde merge. Eu am fost crescut de bunicii mei și în ultimii 5 ani de viață bunica mea a avut explozie globulară, adică efectiv globurile, ochii ăștia care spunem noi ochii, au pleznit. Datorită presiunii durerii de cap unei boli, i-au pleznit pe rând la un interval de câțiva ani. Și femeia aceasta a rămas oarbă, dar oarbă într-un întuneric besnă. Și 5 ani a trăit așa. Și i-am pus o sfoară groasă, o ață mai groasă, legată de stâlpul de la casă și de stâlpul de la poartă. Și știți ce e la metrou, sau tramvai, sau troleibuz?
este un bas care merge cu curent și e alimentat de la curentul de la un fir, de la un cablu. Și între bas și cablul acela există un braț care îi aduce curentul la motorul electric al basului. FM aceasta așa a mers 5 ani pe sârma asta, de la poartă până la casă. Și eu, care am fost nepotul ei, singurul ei nepot, și am îngrijit de ea, am dat să mănânce, m-am ocupat de ea, eu am văzut suferința unui om orb. Aproape că un pic am fost orb împreună cu ea. Este una dintre cele mai dureroase pierderi ale unuia dintre cele 5 simțuri pe care le are omul, să nu mai vezi. Atunci când omul nu e călăuzit, este orb spiritual. Și așa cum în lumea materială un om poate să nu vadă și este un om de-a dreptul nefericit, tot la fel în lumea spirituală, dacă un om nu are călăuzirea lui Dumnezeu, este orb. Și imaginați-vă cât risc implică să fii orb în lumea materială, pentru că nu vezi scările să urci și să cobori, tot la fel imaginați-vă cât risc există în viața spirituală să nu ai călăuzirea lui Dumnezeu. La cât risc se expune un creștin, un om născut din nou, dacă nu rămâne în Duhul, să primească călăuzirea prin Duhul și prin cuvântul lui Dumnezeu. Ei, drumul călăuzirii este un mod de viață pe care îl începi, în care te desăvârșești, în care te adâncești și pe care mergi viața întreagă, sau pendulezi, tot timpul ieși în decor. Exemplul călăuzirii prizonierilor evrei din nou este bun pentru noi. Exod 8:27. Vom face mai bine un drum de 3 zile în pustie și acolo vom aduce jertfe Domnului, spuneau evreii prin Moise. Dar uitați ce spune Dumnezeu. După ce a lăsat faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu le-a dat drumul ca să meargă prin țara filistenilor spre Egipt, spre Canaan. Era drumul mai scurt, să treacă prin țara filistenilor. Măcar că era mai aproape. Că a zis Dumnezeu, s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Ci Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care ducea prin pustie spre Marea Roșie, spre Canaan. Copiii lui Israel au ieșit toți înarmați din țara Egiptului. Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Și Domnul spune în Exod 23:20, iau-te, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Pentru că nu v-au ieșit înainte cu pâine și cu apă pe drum dușmanii voștri și au ieșit să vă păcălească, eu, Domnul, mă războiesc cu ei. Acesta e drumul călăuzirii. Nu întotdeauna e pe de-a dreptul. Pentru că Domnul știe că dacă te lasă să te duci pe de-a dreptul, vezi anumite experiențe ale altora sau ale tale personale, te sperii, ți se moaie inima și te întorci înapoi. Domnul n-a lăsat poporul să meargă pe drumul drept, ci l-a dus prin pustie. Știți cât a făcut prin pustie? 6 luni! Pe drum mai era o fântână, mai era un motel, un han, dar prin pustie nu era nimic decât nisip, decât arșiță, decât soare. Dar Dumnezeu a știut că dacă îl trece prin Filistia, prin țara filistenilor, poporul va vedea scene, imagini care îl vor speria. Aveau cu ei nevestele, copiii, bătrânii și trebuia să-și protejeze familia și se vor speria și se vor întoarce înapoi în Egipt, că ziceau ei, chiar dacă ăștia ne bada, măcar stăm liniștiți. Și atunci i-a dus prin pustie pe ocolite, a greșit Dumnezeu? Nu! În anul 2008, dacă Dumnezeu îți va spune să nu mergi pe drumul ăsta drept, ocolește. Le spune, Doamne, cheltui gazul aiurea. Vrei mai bine să-ți cheltui viața aiurea? Urmărește călăuzirea lui Dumnezeu anul acesta. Cu orice scop, urmărește călăuzirea lui Dumnezeu anul acesta. Fii interesat de călăuzirea lui Dumnezeu. Fii căutător de călăuzirea lui Dumnezeu. Deschide Scriptura, stai în rugăciune, spune-i, Doamne, luminează-mă să înțeleg pentru mine, pentru casa mea, pentru biserica în care sunt și eu un mădular, adică o persoană activă, Doamne, dă-mi lumină, nu mă face o problemă, fă-mă o soluție, Doamne. Urmărește călăuzirea, fii căutător de călăuzire, nu te duce la întâmplare, că nu oriunde-i Dumnezeu, nu oricum ajungi în cer. Drumul pe care mergi are o destinație. Aș vrea să folosesc timpul care a mai rămas, câteva minute, să vorbesc despre un alt drum care socotesc că este intenția lui Dumnezeu pentru noi, pentru Biserica Domnului, drumul slujirii. Filip a fost trimis în drumul unui căutător de Dumnezeu care fusese la templu din Ierusalim și nu-l găsise pe Domnul.
Era un om dintr-o altă religie, dintr-o altă cultură, era un om cu o poziție deosebită, era ministru de finanțe etiopian. Și omul acesta citea pe cartea, una dintre cele 66 de cărți ale Bibliei, Evanghelia Vechiului Testament, Isaia, cartea lui Isaia, și nu înțelegea nimic. Și atunci Filip este trimis de Dumnezeu să aducă lumină în viața acestui om, predicându-i pe Iisus. Și Filip se duce, își face slujba și de 4 ori există cuvântul drum aici. De 3 ori există cuvântul drum în convertirea lui Pavel. De 4 ori există cuvântul drum aici. Pentru că cuvântul drum aici este important. E bine, ceea ce vreau să vă spun în această seară, plecând de la experiența lui Filip, care este trimis de Dumnezeu, Dumnezeu folosește îngeri și oameni ca să mântuiască oameni, ceea ce vreau să înțelegem este următorul lucru. Fiecare om este creat de Dumnezeu pentru slujire, Efeseni 2:10. Noi suntem creația lui Dumnezeu și am fost zidiți în Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit înainte ca să umblăm în ele. Fiecare om este creat pentru slujire. Fiecare dintre dumneavoastră ați fost inițial creați de Dumnezeu ca să-L slujiți, dar înainte să-L slujiți trebuie să vă mântuiți prin pocăință și credință și să primiți din partea Domnului împuternicirea. Veniți la mine, învățați de la mine, duceți-vă acum. Fiecare dintre noi am fost chemați, creați pentru slujire. Cum îți poți permite să spui, eu nu slujesc pentru că eu nu am fost chemat să slujesc? Fiecare a fost creat de Dumnezeu ca să slujească. Aceasta este așteptarea lui Dumnezeu. Asta așteaptă Dumnezeu în fiecare an, în fiecare lună, în fiecare zi. Și anul acesta 2008 este o așteptare a lui Dumnezeu că te vei dedica Domnului să-L slujești. De ce nu-L slujești? Unde este Duhul Domnului din interior? Unde-i focul din interior? Unde-i dragostea din interior? Unde-i dedicarea din interior? De ce Duhul Sfânt pe Pavel l-a pus să slujească și pe noi nu? Semnul acesta de întrebare nu-i destul de mare. 2. Fiecare om este mântuit pentru slujire. El ne-a mântuit și ne-a dat chemare sfântă, 2 Timotei 1:9. Motivul pentru care Dumnezeu ne mântuiește nu e să fim mântuiți, ci e să devenim ostași în armata Lui, care nu dormim în calitate de mântuiți, ci lucrăm în calitate de mântuiți. Fiecare potrivit cu chemarea lui Dumnezeu, nu potrivit cu dorința noastră, că dorințele noastre pot fi paralele cu chemarea lui Dumnezeu. 3. Fiecare este chemat pentru slujire. 1 Petru 2:9. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fie al Lui, să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat. Dumnezeu ne-a chemat să-L slujim. 4. Fiecare este înzestrat pentru slujire. Și acum ascultă-mă bine. Nu poți să slujești în afara înzestrării pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Bună oară! Dacă Dumnezeu îmi dă o mașină de zăpadă, mașină din aia care facem acasă pârtie, dăm zăpadă la o parte după driver, nu pot să tai iarba cu ea, să nu vă supărați pe mine. Dar dacă îmi dă o mașină de tăiat iarba, nici nu pot să dau zăpada iarna. Eu am o mașină de tăiat iarba acasă, dar aia de zăpadă s-a stricat și toată iarna a fost manual, să nu mai mi-aduc aminte. Nu poți să dai zăpada cu mașina de tăiat iarbă și nici invers. Scriptura vorbește de o înzestrare pe care o dă Dumnezeu și slujirea trebuie să fie în baza înzestrării, nu oriunde. Pentru că dorințele noastre de multe ori trec dincolo de zona înzestrării lui Dumnezeu. Fiecare este autorizat pentru slujire. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Iată, dar în puternicire, duceți-vă, Dumnezeu îți spune să te duci. Fiecare e trimis pentru slujire. Oricine va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul tuturor. Fiecare este pregătit pentru slujire. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, păstori, învățători. De ce? Să desăvârșească biserica, să desăvârșească sfinții, să-i desăvârșească până când vor ajunge la nivelul de slujire și acum ei vor desăvârși pe alții. 2 Timotei 2:2. Fiecare este necesar în lucrarea de slujire. Voi sunteți trupul lui Hristos. Fiecare în parte mădularele lui. Fiecare dă socoteală pentru slujire. Frați și surori, dumneavoastră ați votat calitatea mea de păstor pentru 4 ani și eu trebuie să dau socoteală bisericii. Dar dincolo de instanța umană a Bisericii Betania, de conducerea bisericii și de adunarea generală a Bisericii Betania, eu voi da socoteală lui Dumnezeu Tatăl, cel care m-a chemat să slujesc. Și socoteala aceea
va fi mult mai exigentă decât socoteala cu oamenii. Și fiecare dintre dumneavoastră care faceți o slujbă, într-o zi, alături de mine, vom da socoteală. Motivațiile inimii, curăția inimii, interesele ascunse și așa mai departe. De aceea, înainte să vină judecata și darea de socoteală, vă rog, slujiți cu acest lucru în minte, că este important. Fiecare credincios este un slujitor, este chemat la o slujbă. Cine este chemat la o slujbă să se țină de ea, spune Scriptura. Dar înainte să te ții de această slujbă, trebuie să fii chemat la această slujbă. Fiecare slujire este importantă. Nu există slujire mai importantă și mai puțin importantă, doar diferită. Fiecare depinde de fiecare și dacă suferă un mădular, toate suferă, spunea. Și ultimul lucru, fiecare slujește în funcție de structura lui, de alcătuirea lui. Nu este stăpân olarul pe lutul lui ca din aceeași frământătură să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste sau de ocară. Când Dumnezeu a creat lumea, a dat fiecărei ființe aptitudini specifice, așa că unele merg, altele sar, altele înoată, altele zboară. Ființele pe care le-a creat Dumnezeu, unele merg, altele sar, altele înoată și altele zboară. Și în funcție de abilitatea de a te deplasa, e numită pasăre, pește, animal și așa mai departe. Ei, modul de viață al fiecăruia este dat de felul în care Dumnezeu l-a creat. Tot la fel, slujirea mea este determinată de alcătuirea mea. Cum mă puneți pe mine să cânt dacă n-am voce, fraților? Aveți nevoie să vă supere cineva și n-are cine? Cum mă puneți pe mine să cânt dacă n-am voce? Slujirea mea trebuie să fie pe direcția abilităților pe care mi le-a dat Dumnezeu, a darurilor pe care Dumnezeu le-a pus în mine. Și când îmi deschid gura, se vede. Când își deschide gura, se vede. Când își deschide gura, se vede. Se vede de la două poște, dacă îmi permiteți expresia. Slujirea fiecăruia dintre noi trebuie să fie în contextul înzestrărilor pe care Dumnezeu ni le-a dat. S-a epuizat timpul și aș vrea să închei întrebându-vă, Dumnezeu ne-a dat anul 2008, dar vă pun o întrebare, ce facem cu el? Am prins curaj data trecută când v-am spus o poezie și am mai găsit una care este în contextul predicii din această seară și aș vrea să o citesc. Este scrisă de un rob al Domnului. Pornind la drum, Iisuse, azi cu tine, pășind cu doruri pe un nou făgaș, condune tu în anul care vine și singuri te rugăm să nu ne lași. Lumina feței tale să ne fie ca soarele ce iese printre nori, cuvântul tău toiac de bucurie, iubirea ta luceafărul din zori. Condune la izvoarele de apă și la finicii oaza din Elim, păzește-ne picioarele de groapă și de cârtirile de la Refidim. La roa dimineții dă-ne masă și la înserare dă-ne ploi de har, măsoară-ne uleiul pentru rană și miere pentru orice cea amar. Cu dor sublim de har și libertate, noi te urmăm, păstorule iubit, condune spre limanuri minunate, până în Canaanul cel dorit. Amin. Ce vrei să faci cu anul 2008? Pe ce drum vrei să mergi? Te rog în seara aceasta, pentru că ești un om ca mine, un muritor, stai înaintea Domnului și roagă-te, Doamne, ajută-mă să merg pe drumul pocăinței, ajută-mă să merg pe drumul slujirii, ajută-mă să merg pe drumul călăuzirii, pe drumul victoriei. Scumpă biserică, dragi oameni ai lui Dumnezeu, haideți să ne ridicăm și așa să ne rugăm Domnului. Și Dumnezeu din ceruri, care ne iubește și e Tatăl nostru, să ne asculte rugăciunea în numele lui Iisus. Amin. Ne rugăm împreună Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.